Negresa noastră de post, cum arată? Cum arată? Prăjiturica noastră de post, o negresă de post în straie de sărbătoare. Voi avea nevoie pentru negresa noastră de post, se face repede, amestecăm doar cu telul așa, 125 de apă minerală, apoi voi pune 30 de ulei, voi pune 100 de grame de zahăr. Eu aici am zahăr brun, dar puteți pune și zahăr normal. Îmi place că dă un gust foarte bun la prăjituri. Așa, 150 de grame de făină, 8 grame de praf de copt, cum am spus, esență de rom, un praf de sare, să le punem așa să se vadă aici în față, esența de rom, un praf de sare, cacao, 30 de grame de cacao și 10 grame de nes. Așa, și apoi, după ce o să scoatem din cuptor, deci înainte de a începe, când facem crema, când facem aluatul, o să amestecăm uleiul cu apa, cu zahărul, cu esența, cu sarea, cu nesul și cu cacao și o să scoatem câteva linguri. Și apoi, în acele linguri, o să adăugăm două linguri de cacao și o linguriță de nes. Și când scoatem prăjitura din cuptor, o întoarcem, punem această cremă deasupra și apoi punem nucă. Nucă prăjită și măcinată. Așa. Aici am o tigăiță unde o să punem crema care o să o punem deasupra și să începem. Să facem și o prăjiturică acum de 1 decembrie, de ziua noastră românilor. Așa. Și voi pune într-un bol, cum am spus, apa, uleiul. Eu tot timpul pun puțin mai mult ulei, că rămâne pe vas. Și pun 2-3 grame mai mult. Așa. Bună ziua, Vasie, și la mulți ani, nouă românilor! Așa. O să dăm aceste trei deoparte. Punem și zahărul. Punem praful de sare. Punem esența de rom. Așa, am să pun pe toată. Punem și cacao. Și nesul. Și cu nutella amestecăm. Bine. Așa. Bună ziua, Mirela! La mulți ani tuturor românilor din lumea întreagă! Așa, astăzi facem o prăjitură de post, o negresă. Și apoi vom, cât se coace, vom face fondantul, bomboanele fondant cu nucă. Să vedeți ce ușor se fac. Așa, și amestecăm așa bine să se topească și nesul și zahărul. Așa. Apoi cu o lingură vom lua câteva linguri de aici, vom pune pe foc. Vom face o prăjiturică mică, puteți dubla ingredientele. Eu am să pun în această formă subțire ca să se facă repede, în 5-10 minute, la cuptor. Eu am deschis deja cuptorul. Ia să iau o lingură. Așa. Și amestecăm mai întâi bine să se topească aici zahărul și nesul și cacao. Așa.
am să iau câteva linguri de aici și am să le pun aici în tigăița noastră. Una, două, trei, patru, ia să vedem, cinci, cinci, șase, șapte, așa, cam șapte linguri o să punem. Să o dau puțin deoparte. Deci am pus șapte linguri. Am sărit aici un strop. Așa. Și acum voi pune făina și praful de copt. Și amestecăm. Formă, eu am uns-o cu puțin ulei, această formă, dar puteți face și în forme de brioșe, și în o formă dreptunghiulară, pătrată, rotundă, așa. Și amestecăm așa bine. Așa. Facem o prăjitură la minut, repede, repede. Și cu o palețică o să punem în formă. Așa. O să iasă o prăjiturică mică, mică, mică. Că și noi suntem puțini aici. Dar voi puteți dubla cantitățile. Așa. Și amestecăm bine. Așa. Aici am formă. Eu am uns-o puțin. Și vom pune în formă. Ia uitați ce am făcut. Dar nu e nimic. Așa. Vom pune așa peste tot. În această formă. Așa, și acum punem pe toată formă, în toată formă, să întindem așa. Mulțumesc, Corina! Eu vă mulțumesc vouă că mă urmăriți și că îmi sunteți alături. Și eu cu mare drag vă dau toate rețetele. Tot ce știu eu, vă spun și vouă. Așa. Și acum, să întindem așa bine. Am să încerc să pun și în urechiuș, dar nu știu dacă o să iasă, că i-am făcut compoziție puțină. Așa, dar totuși am să încerc. Așa.
batem așa puțin. Să se ducă așa peste tot. Și acum o dau la cuptor. Eu mi-am deschis cuptorul cam la 170 de grade. Am pus și sus și jos la cuptor deschis. Se facă repede. Și o lăsăm. Și o încercăm cu scobitoarea după 10 minute. Așa. Deci după 10 minute ne uităm. Și acum, aici unde am scos 7 linguri din compoziție, compoziția fără făină și fără praf de copt, o să punem 2 linguri de cacao și o linguriță de nes. Și amestecăm. Și am să pun puțin pe foc. Așa. Și dacă credeți că este prea amară, mai adăugați puțin zahăr. Așa. Am să pun puțin pe foc. Și apoi vom pune nucă pe deasupra. Și prăjiturica noastră o să fie gata. Bună ziua, Rodica, și la mulți ani! La mulți ani tuturor românilor din lumea întreagă! Am să pun și puțină apă. Puțină. Cum v-am spus, eu am pus apă minerală. O să punem așa într-o ceșcuță mică. Am să adaug puțină. Așa. Și amestecăm așa bine. Vedeți? Ia uitați. Așa. Am să mai adaug puțină, ia uitați, să fie un pic mai lichidă. Cam 2 linguri de apă. O punem puțin pe foc. Să se încălzească puțin. Să scot din cuptor. Mai verific cu scobitoare odată. Cred că este gata. Așa, să dăm un pic. Deci, circa 20 de minute a durat. 18 minute să închid. Așa. Cris? Și o să întoarcem. Aici avem nucă. O să punem deasupra. Aici avem crema noastră, o să o punem din nou pe foc și o să adaug și puțin rom peste, așa să fie aromată. Pe acest platou aș, ia să punem așa. Acum voi pune pe deasupra această cremă, vedeți? O cremă de ciocolată cu puțin nes. Așa.
îmi pune nuca să se lipească, o punem repede așa pe deasupra. Așa. Și aceasta este prăjitura noastră negresă, în straie de sărbătoare. Așa. Ia să vedem urechiușele, să-i punem puțină ciocolată. Peste. Așa. Și să vedem dacă reușim să le lipim așa aici. Așa. Dacă nu, le gustăm. Așa, dăm nuca deoparte. Ia uite, și să gustăm urechiușele. Bună. O lăsăm să se răcească și după aceea o să o tăiem feliuțe, să o vedem și în interior. Dar dacă faceți mai lichidă compoziția, înțepați și ca să intre și în interior. Dacă nu, o lăsați la fel așa cum am făcut-o eu. Și dacă o doriți mai dulce, gustați. Dacă o doriți mai dulce, atunci puneți puțin zahăr în compoziție. Și adăugați puțină apă și pierdeți. Să vedem cum a ieșit. Încă este caldă. Ia uitați. Așa arată prăjiturica noastră, negresă de post. Pufoasă, pufoasă. Așa. Și prăjituri făcute zilele, săptămâna aceasta, coșulețele. Umplute cu Nutella și cu nucă și cu stafide. Așa arată în interior. Ia uitați ce percuțe. Uitați, ciupercuțe, nucușoare. Așa. Și bomboanele noastre fondante. Deci am făcut ceva săptămâna aceasta. Eu acum vă pup. Mulțumesc, Vasi. Eu vă pup, vă mulțumesc din suflet tuturor. Vă spun la mulți ani, la mulți ani, dragii mei români din lumea întreagă. Vă iubesc. Vă mulțumesc din suflet. Sunt mândră că sunt româncă. Și ne vedem mâine dimineață cu alte rețete. O să facem și sărate. Să-mi lăsați mesaj în comentarii ce doriți să preparăm împreună. Grație, Saveriu. Grație di cuore. Grație. Questa è un dolce senza uova, solo con l'acqua minerale, con l'olio. Zucchero di canna, questo, con cacao, un po' di caffè, caffè instant, e un po' di lievito, è buonissimo. E questi sono i dolcetti con le noci dentro, con il fondente, fondente fatto con il glucosio, zucchero e glucosio. Grazie di cuore. Vă mulțumesc tuturor, tuturor vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți și îmi sunteți alături. Vă spun încă o dată la mulți ani tuturor. Multă sănătate vă doresc și vă îmbrățișez, dragii mei români. Vă îmbrățișez pe toți și vă mulțumesc din suflet. Și astăzi am să și public aceste două rețete, să rămână pe canalul de YouTube. Rămân și aici pe pagină, făcute în direct. Vă mulțumesc, la revedere, o zi frumoasă în continuare și ne vedem mâine dimineață. Să lăsați mesaj în comentarii ce rețete doriți să facem. Pupici, la revedere!